Când un animal, un cățel, el te mobilizează să faci anumite lucruri, să ieși din casă, să mergi, să faci niște lucruri pe care altfel, din comoditate, din depresie, din alte afecțiuni, nu le faci. Au fost și mulți oameni, să spunem, în istorie, tirani, care au avut căței, dar probabil că în fondul lor au avut o bunătate, dar au fost afectați de alte boli care câinii n-au putut să le rezolve pe toate. Ei avea testicule rupte, un picior, o gamba, adică piciorul, tenurul din spate rupt. Căței, prin faptul că stau cu oamenii mult timp, devin mult mai, se umanizează, adică încep să reacționeze, să înțeleagă mai multe cuvinte decât se spune, că înțeleg 150 de cuvinte, 180 de cuvinte de la cățel, la cățel și de rasă. Un popor educat își iubește sau are grijă de semenii lui, de oameni și de animale, mult mai mult decât un popor needucat. Orice animal, în principal cății, aduc un beneficiu, crește de copilor și le crește imunitatea. Și atunci toate aceste afecțiuni sau care apar la copii și form la adulți, da? Alergiile, nu apar. Dacă ar exista o bătălie intergalactică între planeta câinilor și planeta pisicilor, cine credeți că ar câștiga? Ne învârtim în jurul cozii, dar wow, folos! Salutare, oameni buni! Bine v-am regăsit la ediția cu numărul 10 de această dată a podcastului În jurul cozii. În opinia mea, o ediție specială, pentru că alături de noi îl avem ca și invitat pe medicul specialist neurolog Sorin Nichita, alături de care vom discuta despre beneficiile pe care le aduc câinii în viața oamenilor. Însă, de ce consider eu că este o ediție specială și invitatul este special în opinia mea? Pentru că domnul doctor nu va veni și ne va citi așa ca la manual care sunt beneficiile pe care le aduc câinii în viața oamenilor. El chiar cunoaște foarte bine relaționarea dintre câini și animale, este un stăpân de căței și mai mult decât atât este un adoptator de căței. Nu uitați, În jurul cozii, podcastul în care, mod evident, așa cum îi spune și titlul, ne învârtim în jurul cozii, dar încercăm să facem acest lucru cu folos. Podcast oferit de către organizația Rolda România, organizație care se ocupă cu salvarea și reabilitarea câinilor abandonați. Domnule doctor Nichita, vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația. Bine ați venit la În jurul cozii. Mulțumesc și eu, dragă Radu, și sper să fie o emisiune benefică și să o vadă cât mai multă lume, pentru că, cum ai spus și tu, i-am avut de mic copil, am crescut cu căței și cu pisici, doar cu căței pe urmă, și mi-am dat seama, nu doar m-am dat eu seama, dar și citind în presa de specialitate, animalele, în special căței, fac foarte bine și induc o imunitate pentru copii, cresc imunitatea și copiii vor avea mai puține alergii, mai puține afecțiuni în cursul vieții decât cei care cresc fără căței. Și eu, de mai mult de 10-15 ani, adopt căței, am 3 căței adoptați, pe care i-am găsit fiecare în anumite circunstanțe pe stradă, afectați, bolnavi, i-am reparat și, bineînțeles, că i-am ținut. Stau doar cu mine în cameră, bineînțeles, nu în pat, dar au fiecare preșul lui, pentru că e mai bine așa. Ei sunt vaccinați periodic, în fiecare lună, le dau pentru paraziți, așa mai departe, mâncarea ideală, adică mâncarea uscată, pentru că foarte important ca oamenii să știe că căței nu au, ficatul lor nu metabolizează același lucru ca și noi. Deci un cățel nu mănâncă și nu trebuie să mănânce aceeași mâncare pe care o mâncăm noi. Deci ei trebuie să mănânce o mâncare specifică pentru căței și exclus, foarte periculos, oase de pui. Pentru că oasele de pui pot perfora intestinele, stomacul, la căței se întâmplă foarte des. Oamenii nu știu și le dau oase. Nu. Eventual oasele de vită,
Sac fierte, așa, dar nu oase de pui în niciun caz. Bun, hai, traduce ce vrem să... Domnule Nikita, da, nici nu v-am adresat prima întrebare și deja ne-ați oferit o mulțime de informații interesante, dar e foarte bine. Mi-ați Da. anticipat însă oarecum prima întrebare, pentru că am vrut să vă întreb Da. în care moment al vieții dumneavoastră a apărut această pasiune față de animale, dar ne-ați spus că inițial ați fost înconjurat și de câini și de pisici. Cam ce vârstă aveați, Da. vă amintiți? Păi, cred că aveam 4-5 ani și aveam și un cățel și o pisică. Atunci cățelul stătea afară, pisica stătea cu mine. Ei amândoi s-au înțeles foarte bine, dacă sunt crescuți de mici. Și după aceea, după 18 ani, am avut doar căței. Și căței am avut până în 1997. Un cățel, adică nu de la mic copil, că era bine să trăiască atât. Deci după ultimul cățel, practic, cred că singurul, că înainte am avut metiși, tot așa metiși, și a fost un Doberman, Gandhi se numea, care a decedat în 1997 și după aceea am luat, adică am găsit practic, n-a venit la nimeni, dar am găsit căței și încet, încet tot am adoptat. De obicei aveam, întotdeauna am avut doi. Dar acum s-a întâmplat să am trei pe ultima cățelușă. Acum am două cățelușe și un cățel, Brumi. Ea a avut parvoviroză, dar a fost bine tratată și a revenit. A fost gestantă, totul e în regulă acum, are vreo 7 ani. Și sunt pentru un om, practic și pentru ei, pentru un om în primul rând și pentru copii, creează o stare de spirit, adică aduce, se spune că un om este depresiv, da? Și mulți oameni sunt depresivi în viață sau au anumite afecțiuni, ei aduc un supliment, nu alimentar, supliment alimentare, nu știm dacă sunt bune sau nu, că nu sunt verificate, dar aduc un supliment de serotonină, adică hormonul fericirii. Și dacă ești fericit, te simți bine, orice afecțiune, practic, cedează sau trece mult mai ușor. În momentul când ești mai trist, mai obosit, toate afecțiunile se exacerbează, adică cresc în intensitate. De aceea este foarte bine și știm că în Statele Unite și în anumite țări occidentale se aduc căței, chiar și ca am văzut, dar general căței la patul bolnavului și care s-a observat că reface starea pacientului, adică îl ameliorează starea de rău în bine, cel puțin cu 30-40%. Adică este un medicament foarte bun, natural, care nu necesită absolut nimic decât dragostea noastră și care o transmit și ei, pentru că ei, dacă câinii cum au apărut? Au apărut după unele studii, după unele arheologii care au săpat și au descoperit cranii și schelete de căței, 30.000, 40.000, alții zic mai mult, și ar veni din Asia. Asta e o presupunere, nu se știe exact, dar acolo s-au găsit cel mai bine. Și atunci ei au venit, practic, ei au venit la om, practic, erau lupi, da? Lupii. S-au transformat prin încet, încet în timp, prin relația umană și prin ceea ce a urmat în timp, în animale domestice. Dar ei de reținut că ei au venit la om. Practic, ei au venit la noi. Să ne întrebe de sănătate, să ne întrebe ce mai facem, dacă avem nevoie de ceva. Foarte Cam interesant. asta. Da, Da. trebuie să vă felicit, domnule Nikita. Constat că sunteți ceea ce se cheamă un proprietar de câini educat. Am discutat și cu alți invitați în cadrul edițiilor trecute, care îmi sublineau faptul că este foarte important pentru ca câinele să aibă o viață sănătoasă și fericită, ca în primul rând proprietarul să fie educat, adică să-l cunoască foarte bine, să-l observe, să-i cunoască nevoile și să știe foarte multe lucruri, așa la modul general despre câini, pentru că nu se știe niciodată când ajută o informație de acest gen. Da, e bine să ai și un medic veterinar care să se priceapă și care să aibă o afecțiune specială. Pentru că, ca și în orice meserie, nu toți medicii, și umani și veterinari, nu sunt chiar așa de mult apropiați de pacienți, să spunem. Pacienți sunt toți. Dar în momentul când tu ești mai apropiat și faci din pasiune ceea ce faci, în orice meserie aici, atunci rezultatele vor fi mult mai bune. Și la căței îndeosebi, ei simt. Ei simt și
Vezi că se folosesc căței și pentru depistarea de droguri, pentru multe alte bombe, așa mai departe, pentru a găsi urmele infractorilor. Dar ei simt și omul. Este un test foarte bun. Dacă vine cineva la tine și cățelul se apropie de el, chiar dacă la început poate latră, dar dacă îl vede și după aceea îl simte și stă lângă el, înseamnă că omul, chiar un om bun, adică este un tester foarte bun și pe care l-am observat din cei pe care îi cunosc și care când plec pe stradă cu ei, eu de obicei nu plec cu toți trei, plec întâi cu Jack, care e mai micuț, și după aceea pe trei e mai greu. După aceea le iau pe Bruni și pe Blacky la plimbare și facem cam 3-4 km în fiecare zi, cel puțin. În Deci timpul pandemiei, am vrut să spun, m-au ajutat enorm de mult. Că doar atunci lumea era speriată, era în casă. Eu, ca medic, am lucrat. Puțini medici au lucrat atunci. A fost perioada de 3 luni, a fost destul de grea. Și la seara ieșeam tot așa pe rând cu ei și făceam cam 7, 8, 9 km. Și m-a ajutat enorm. Pentru că am putut să dorm, am putut să lucrez. Lor l-a făcut, a fost pentru ei a fost foarte bine, pentru că nu era aproape nimeni pe stradă. Și a fost o colaborare, adică ne-am ajutat, practic ei m-au ajutat cel mai mult, că fără ei cred că nu mă plimbam atât. Și asta face bine, în primul rând, și la copii și la vârstnici, pentru că ei mobilizează. Având un animal, un cățel, el te mobilizează să faci anumite lucruri, să ieși din casă, să mergi, să faci niște lucruri pe care altfel, din comoditate, din depresie, din alte afecțiuni, nu le faci, dar ei cer. Și atunci tu, normal, dacă ții la ei, trebuie să faci. Și pe când asta, intri într-un ciclu care te aduce pe tot mai bine, tot mai bine. Adică te aduce spre o eliberare a gândurilor depresive, a gândurilor care îți întunecă viața și așa mai departe, spre o pozitivare, spre o relație mai bună cu ceilalți oameni, spre o relație mai bună între tine și natură, între tine și acest pământ pe care trăim cu toții. Asta fac ei și asta este important, deci știu. foarte frumos ați descris efectul pe care l-au practic câinii asupra oamenilor. Să înțeleg că aceste beneficii pe care le-ați descris le simțiți din plin și în viața dumneavoastră de când aveți acești trei căței. Da, păi, în primul rând îmi place să-i simt dacă seara mă uit la televizor și stau cu ei, povestim. Deci dacă îi simt lângă mine și și ei, bine, efectiv, suntem familia și toată lumea lângă noi, atunci se împlinește, cum a spune, este un ceva, o împlinire a vieții, o împlinire a gândurilor, o împlinire a somnului. Și eu dorm cu căței, cum am spus, Radu, pe lângă pat, au preșurile lor și îmi place să-i aud dormind, să-i simt. Deci, efectiv, somnul e mai bun. Și te trezești mult mai bine, ei te trezesc dimineața când vor afară și e așa, adică e o colaborare și de la un ritual, cum a spune, care face foarte bine, îmi dai seama că te face să te simți bine, te face, în primul rând, te face să fii un om mai bun. Deși au fost și mulți oameni, să spunem, în istorie, tirani, care au avut căței, dar probabil că în fondul lor au avut o bunătate, dar au fost afectați de alte boli care câinii n-au putut să le rezolve pe toate, da? Dar ai văzut că în istorie și casele regale cel mai mari și chiar mulți președinți ai Americii, toți au căței. Asta spune ceva. Corect. Domnule Nikita, ce părere aveți? Este câinele într-adevăr cel mai bun prieten al omului? Sau oamenii Da, care eu pot au să spun. câinii ca și cei mai buni prieteni sunt oarecum orientați spre introvertire, sunt mai puțin sociabili? Câinele, într-adevăr, pentru că de mic copil am trăit și am crescut, este cel mai apropiat, cel mai bun prieten al omului. Asta nu poate să conteste nimeni. Deci dacă ai avut un cățel și l-ai iubit și ai stat cu el, îți dai seama, poți să faci o diferență foarte mare. Deci el este, nu contează că primește de mâncare în acea zi, nu primește, că îl scoți la plimbare, nu scoți. Pentru el, tu ești cel mai bun prieten și el te ajută și el îți poate da chiar viața pentru tine. Adică e singurul animal care face treaba asta.
Mă auzi, Domnule Nichita, Radu? da, ne auzim. Care este Da. povestea celor trei câini pe care i-ați adoptat? Ne-ați spus despre Bruni, dar ceilalți doi, Blackie și... Da. Deci Blacky și Jack. Da? Deci prima a fost Blacky. Am avut altă Blacky care a decedat. Am mormântat o grădină în curte. M-am amintit aici de borbutare de Alain Delon, care are vreo 70 de morminte de căței de cursul vieții și are mai multe adăposturi de căței. Și pe Blacky am luat-o de la Strand. În Satu Mare este un strand, mai multe terenuri de tenis, și era o cățelușă care avea trei puiuți. Și cel care avea grijă de terenurile de tenis mi-a spus că are trei puiuți, i-am văzut și hai să-l țin, că vreau să iau cățelușa pe Blacky, și mi-a spus să o țină până la 5 săptămâni, ca să aibă laptele mater, și după aceea am luat-o acasă. Și am crescut-o încet, încet, a crescut, mai aveam înainte pe Bambi, care era tot un cățel adoptat și s-au asimilat foarte bine. După ce Bambi s-a dus, a venit Jack. Pe Jack l-am văzut pe o stradă, pot să spun, pe Vladimirescu, era în scoarul verde, avea testicule rupte, un picior, o gamba, adică piciorul pe murul din spate rupt, l-am reparat, adică l-am dus la doctor. Și după aceea, bineînțeles că primul lucru m-am gândit, hai să-l văd, să vorbesc cu vecini, doi, dacă îl vor. Că mă gândeam, acum am pe Blechi, așa a fost o săptămână. Oricum, a stat la mine. N-a vrut nimeni și am zis, acum, ce să fac? Nu o să-l dau, să-l prind pe stradă, și l-am luat acasă și am făcut foarte bine, pentru că e nemaipomenit Jack, și el este singurul băiat. Și după aceea, cred că la 2-3 ani, am găsit-o pe Bruni. Bruni era tot aproape de locul unde l-am găsit pe Jack, pe mileniul lui, era tot într-un scoar, era aproape leșinată, și am dus-o la doctor. A decurs vreo 2-3 săptămâni recuperarea, tratamentul, și după aceea am luat-o și pe acasă. Așa s-a format acest trio. Și foarte bine. Am vrut să spun că așa am dat seama că e foarte bine să nu fie singur. Ca și un om. Adică un om e bine să aibă un partener, adică să fie în compania altor oameni. Sunt un pic emoționat de Stați la liniștit, căței. vă înțeleg, da. Da. Și ei trei, dacă plec de acasă sau plecăm, ei trei se joacă. E mult mai bine să fie cel puțin doi căței. Pentru că în momentul când îi las singuri, ei suferă. Domnule Și te Nichita, așteaptă. am să vă adresez acum o întrebare dificilă. Ar fi dificilă și pentru orice părinte. Deci aveți trei căței. Aveți cumva vreun preferat dintre ei? Sau cum faceți să le acordați tuturor aceeași atenție, aceeași dragoste? Pentru mine toți sunt preferați. Și la fiecare, timpul este efectiv, încerc să-l împart la fel la toți trei. Adică să nu fac o diferențiere. Cu Jack mai stau mai mult, el mai urcă în canapea, că e mai micuț, așa. Dar în același timp o iau pe Blacky, pe Bruni și le mângâi. Și oricum toți trei merg la timpul la fel la plimbare, cu toți trei mă joc la fel. Toți trei au mâncarea lor, primesc o dată de mâncare. Deci, practic, nu este o diferență. Nu fac o diferență. Și n-am, adică pentru mine toți trei sunt preferați. Așa Ia. simt eu, adică așa, așa nu fac o diferență. Sau nu am, pot să spun că pe Bruni sau pe Blacky sau pe Jack îl iubesc mai mult. Pe toți îi iubesc la fel. Iar ei, între ei, au o relație bună. Da, au o relație foarte bună. Nu, mai câteodată se mai un pic mârie așa ceva dacă nu le convine, dar nu să se nu altă, nu altă manifestare. Deci la un simplu mărit rar care se întâmplă, dar în rest au înțeles fiecare că sunt o familie. Și suntem toți o familie, deci au înțeles foarte bine. Deci nu, chiar de la început. La început, așa au avut, până am luat-o și pe Bruni, un pic că ea a încercat ușor să se impună, știind că totdeauna este un cap al familiei, care e Blechie, care e cea mai în vârstă, care e 12 ani și câteva luni. Dar Blechie a pus-o la punct, adică s-a poziționat în așa fel încât Brunea a înțeles, da? Tu ești șefa, eu sunt în
mai mică și trebuie să ascult de tine, cam așa e. Dar practic nu e, se zice, n-au nicio diferență, toți trei ies în curte odată și e o plăcere să vezi cum se joacă, cum vorbesc între ei, cum vin la mine sau în familie și dorește ceva la altă, adică ne spune, comunică. Deci o comunicare foarte bună și este, pot să spun chiar, poate nu e bine, dar s-a ajuns la umanizare. Dar pentru, e bine, practic, este bine și nu este bine, pentru că au devenit mai uman. Asta s-a observat și asta am și citit, că căței, prin faptul că stau cu oamenii mult timp, devin mult mai, se umanizează, adică încep să reacționeze, să înțeleagă mai multe cuvinte decât se spune că înțeleg 150 de cuvinte, 180, depinde de la cățel, dacă cățel și de rasă. Dar eu vreau să spun că câinii pe care i-am adoptat, deși am avut și căței de rasă, au gena, fiind un mixt, da? Unde, practic, și în populația Europei se vede că sunt anumite țări în Europa care populația baștinașă a scăzut, dar au venit imigranți și s-a făcut, a început să se facă un mix, a început să apară oameni și tineri mult mai bine, mai dezvoltați, mai sănătoși. Pentru că orice nație, orice rasă trebuie, orice animal trebuie reîmprospătat cu timpul. Și asta am observat foarte că câinii care sunt fără stăpân, care sunt din tot mai puțin, într-adevăr, în satul mare sunt, nu știu, două adăposturi, pentru cei care în adăpost este foarte greu. Deci ar trebui fiecare familie să ia un cățel. Pentru că e greu să crești între patru pereți, mai lasă să se joace, dar oricum, rugați-vă grea pentru ei. Mai spunea și un invitat în trecut că, în opinia lui, ar trebui ca fiecare familie sau fiecare persoană să încerce să adopte un cățel. Cum Da. credeți că am putea convinge, am putea aduce pe cineva să realizeze acest lucru și să-l și pună în aplicare, în mod evident? Deci poate să realizezi doar dacă are, de exemplu, niște prieteni care au căței sau să meargă la adăpost, să vadă care e situația, să citească despre acest lucru. Altfel nu prea poți să dai seama. Și în ceea ce vreau să spun este că totul depinde de educație. Un popor educat își iubește sau are grijă de semenii lui, de oameni și de animale, mult mai mult mai decât un popor needucat. Asta se vede. Deci cum trecem granița și ajungem, de exemplu, în Austria, acolo căței poți să mergi în orice magazin, în orice farmacie, nu, deci oriunde cu ei și sunt primiți, sunt exact ca și același, ca și tine, ca și om. Asta ține, de fapt, vedem în ceea ce se întâmplă, nu la noi, de educație. Civilizația vine, se face, plus și sănătatea, adică un om sănătos, cu atât este mai sănătos dacă este educat, adică dacă citește, înțelege. Și asta vine în primul rând de cei 6 ani de acasă acum, 7, cred că era mai bine, 7 ani de acasă, după aceea școala te formează. De asta depinde să ai dascăl, să ai profesor, învățător bun. Și părinții trebuie, în primul rând, să fie educați, adică să mai citească. Acum poate puțină lume citește. Toată lumea se uită doar pe internet, la știri sau la anumite posturi de televiziune care sunt foarte comerciale și unde auzi doar multe lucruri care nu țin, nu au legătură cu viața de zi cu zi și nu îți dezvoltă neuronii. Practic, noi trebuie să avem o informație corectă și să, prin citire, prin educație, să ne formăm ca oameni. Atunci, fiind oameni, asta înseamnă om, înseamnă ceva mai deosebit. Dar suntem la, uite-te și cum este seceta și ce se întâmplă din cauza polorii, cine a făcut treaba? Nu căței, oamenii. Oamenii fac rău pământului, din păcate, și încă nu au ajuns să înțeleagă că ce important este viața și sănătatea, în primul rând. Dar ca să ai o sănătate bună, în primul rând, este la educație bună. Și al doilea rând, să ai un cățel, sau doi, sau trei. Așa Da. vei avea o viață mai bună și mai lungă. Foarte interesante lucrurile pe care ni le spuneți. Și da, eu chiar aș spune că, într-un fel, raportat la tot ceea ce înseamnă planeta Pământ și natura, și noi suntem oarecum niște animale, suntem niște animale Da, ale normal, Pământului. toți suntem.
Din Că păcate, suntem niște animale, sigur am că uitat da. că depindem de el și că trebuie să avem grijă de el. Domnul Nichita, revenind puțin la beneficii, da, mi-ați spus la început, am discutat despre nivelul de serotonină care crește, despre faptul că câinii ne fac mai activi, mai responsabili și ați spus un lucru foarte interesant, și anume că în ceea ce privește copiii, dacă aceștia de mici sunt prin preajma câinilor, această combinație are efecte foarte bune asupra Da, imunităților. adică, Sunt părinți da, le care sunt crește speriați, imunitatea. sunt părinți speriați care nu vor să cumpere un câine copilului mic de frică că se poate întâmpla ceva, că poate fi mușcat și așa mai departe. Da. Dar asta ține tot, cum ți-am spus, de educație, de informare. Dacă s-ar informa corect, nu, așa atunci ar ști beneficiile, dar nu se informează. E mai simplu să nu te informezi sau să te iei ce spune vecinul sau ce ai citit pe unde. Dar dacă ai o informație corectă sau să vorbești cu un medic, să spună că orice animal, dar în principal căței, aduc un beneficiu creșterii copilor și le crește imunitatea. Și atunci toate aceste afecțiuni sau care apar la copii și pe urmă la adult, da? Alergiile, nu apar. De exemplu, eu n-am nicio alergie. Da, cred că am alergie la ceva, dar nu. Așa, dar în rest, nu. Deci copiii care au crescut, am și văzut, am mulți pacienți care au copii și care au și animale, nu au alergii. Din ce cauză? Pentru că imunitatea lor este foarte bună. Și nu numai la anumite plante, așa, și la virusuri și la alte lucruri. Deci imunitatea este factorul principal care ne face viața mai bună și mai lungă. Aș vrea să fac, Radu, mai avem ceva? da, Da. sigur că da, mai avem câteva chestiuni de discutat. Aș vrea să fac o foarte mică paranteză și să le spun celor care ne urmăresc că faptul că organizația Rolda le mulțumește, vă mulțumește celor 5100 de persoane care au trimis în această perioadă, în special de când a început războiul în Ucraina, au trimis un SMS cu textul prieten la numărul de telefon 8845, donând 2 euro lunar în acest fel. Rolda vă mulțumește, însă vrea să știți în același timp că câinii din Ucraina care sunt rămași acolo în adăposturi și cei care au fost aduși în adăposturile din țară și implicit și câinii din România care sunt în adăposturile din Galați ale Asociației Rolda au în continuare nevoie de ajutor, așa că e bine să știți că 8845 vă stă în continuare la dispoziție cu textul prieten. Bun, domnule Nikita, nu vreau să vă întreb ce părere aveți despre cei care abandonează câini, dar vreau să vă întreb de ce credeți că oamenii abandonează câini? Cum ți-am spus, Radu, tot din lipsa de educație, pentru că nu înțeleg că este exact cum ar trebui să gândească, adică ei fiind mici sau a crescut de părinți, la un moment dat un părinte spunea, nu mai place de el, face mizerie, strănută, face pipi, nu știu pe unde, își bagă mâna în nas și hai să-l, exact la fel e, lipsa de educație. Lipsa de educație duce la acest abandon și pentru că dacă și ați adus ce să mai sentimentul acel de protecție, de responsabilitate. Adică nu ești un om responsabil când faci acest lucru. Nu poți să fii un om responsabil. Asta înseamnă că nici în viața ta de zi cu zi nu ești un om corect și bun. Nu ai cum. Credeți că această lipsă de educație și chiar și de empatie, spune eu, față de animale, rezultă și în urma nivelului scăzut de trai din România? Au cele două lucruri o legătură? Nu foarte mare, într-adevăr, și nivelul de trai, pentru că un animal nu cere mult decât un acoperiș și să dai puțină mâncare, nu mănâncă mult. Dar educația, repet, deci nu, nivelul de trai, pot să spun, afectează 5-10% maxim. Dar restul totul ține de educație, de mediul în care trăiești. Că și oameni care nu au posibilități, dar se spală, exact cum ai spus, domnule, sunt sărac și mă pot spăla, dar tot se spală și ei. Exact la fel e. Adică dacă nu am bani, nu mă pot spăla sau mă pot spăl pe dinți. Tot găsești un leu sau doi sau să te ajute cineva ca să te speli și să fii curat. Și poți să ai aceleași haine, dar le speli și să le schimbi. Adică să ai un schimb care tot îl schimbi, da? Dar să fie curat. Nu să ai 10 pantaloni și 10, 20 de cămăși și 20.000 de pantofi și 10.000 de parfumuri. Nu, asta înseamnă
Omenia, nu asta înseamnă că ești inteligent, nu asta înseamnă că ești un domn, nu? Ce trebuie să facem din acest punct de vedere? Să așteptăm să vină cineva să ne educe sau să încercăm să aprindem noi o flacără așa de Ce autoeducație? trebuie? Deci, singura modalitate care cred că ar ajuta este o informare, adică să fie cât mai multe emisiuni la televizor, pe YouTube, acum pe internet merg foarte multe emisiuni care să informeze oamenii și să le sensibilizeze reclame legate de acest lucru. Doar așa. Altfel nu vom reuși niciodată. Am înțeles. Radu? Bun, domnul Nikita, am pregătit două întrebări așa mai funny SF oarecum pe final, pentru că știu De că sunteți, final, așa. da, ne-am imaginat eu Da. așa niște situații foarte interesante, știu că sunteți ca și mine pasionat de astronomie și mă gândeam eu dacă ar exista în univers, într-o galaxie foarte îndepărtată, o planetă a câinilor, credeți că societatea lor ar fi una mai bună, mai empatică decât cea a oamenilor? Ah, da, sigur că nu. Pentru că ei se ghidează după alte lucruri, au alt stil de viață, văd alte lucruri, le văd mult mai, să spun, uman, adică mult mai real. Este o diferență enormă între cum trăiești un animal și cum trăiești în comunitate, față de cum trăiești un om în comunitate. Asta este o diferență enormă. Deci ar fi mult mai bine, adică comunitatea lor ar fi foarte bună pentru ei. Foarte interesant răspunsul. Și mergând tot așa pe ideea de Fanny SF, ultima întrebare. Dacă ar exista o bătălie intergalactică între planeta câinilor și planeta pisicilor, cine credeți că ar câștiga? Eu cred că ar fi egalitate, pentru că până la urmă ar ajunge la un consens, așa cred eu. Interesant, da. Nu vreau să fiu înțeles Da. greșit. Nu vrem să punem în poziție de Da. luptă câinii și pisicile. Era doar Nu, așa no, o întrebare care să ne nu. încurajeze oarecum să gândim outside the box. Ok, No. domnule Nikita, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Așadar, merită să ne luăm un câine, nu-i așa? Să Merită. Cel adoptăm un puțin câine în doi. mod special. Da. Unul neapărat, doi ar fi ideal. Și ați recomanda în mod special adoptarea sau Adoptarea. achiziționarea? Adoptarea, în primul rând. Adoptarea, pentru că sunt foarte mulți care au nevoie de noi. Și noi avem nevoie de ei, dar noi încă nu ne dăm seama. Asta e tot diferența. Domnule Nikita, vă mulțumesc mult pentru participare. Mulțumesc Vă și aștept eu. și cu alte ocazii. Aceasta a fost ediția cu Bine. numărul 10 a podcastului În jurul cozii, podcast oferit de către organizația Rolda România, organizație care se ocupă cu salvarea și reabilitarea câinilor abandonați. Ne revedem și luna august de 2 ori. Nu uitați, suntem pe Facebook, suntem pe YouTube. Numai bine tuturor! Ne învârtim în jurul cozii, dar, wow, folos! Thank you.